un nene, un băiat care intră într-un bar și cere la ospătar, vine, de fapt la bar, la teșghea, și zice la, vine barmanul, zice, cu ce vă servesc? Și el zice, două whisky-uri mici. Și ăla zice, două whisky-uri, adică la un pahar sau la două? La două pahare separate. Zice, faceți-le duble, direct. Vine ăla cu două pahare de whisky, ăsta ia un pahar, la alt pahar, ciocnește, le bea pe amândouă. Pum, zice, mai dați-mi două. Tot așa, tot așa, pune, iar le dă ăsta, paf. Mai dați-mi două, iar mai pune încă două, pac, pac, le bea. Și ăsta zice, să plătească, zice, dar care-i treaba, ce ritual e ăsta? Zice, domne, eu am un prieten care trebuia să iasă cu mine în seara asta, prietenul meu, tovarășul meu cel mai bun, și n-am mai putut că s-au întâmplat niște probleme la el în familie și ca să nu beau singur, cum a venit, că trebuia să fie și el aici, am băut și pentru el porția lui. Da. O, zice, ce frumos, zice barba. A doua zi vine iar ăsta, intră tot singur, hai noroc, hai noroc, ce tot așa, tot așa, două, pac, pac, bea. Încă două, încă două, ce s-a întâmplat? N-a putut să vină nici astăzi, că da. N-a ieșit opt casă. Și a treia zi vine ăsta și zice, puneți-mi și mie un pahar de whisky. La care barmanul zice, oh, pare foarte rău. S-a întâmplat ceva? Cum adică? Păi știu că dureați trebuiați tot timpul și pentru... S-a întâmplat ceva nasol. Zice, a, nu, nu, zice, m-am lăsat eu de băut.